Primarul Sucevei Vasile Râmbu susține că a găsit 0 lei în visteria primăriei imediat după învestire și că în prezent în buget ar fi doar 200 de mii de lei, sumă considerată infimă pentru nevoile unui municipiu reședință de județ. În plus, primăria are datorii de 13 milioane de euro. Alesul local a declarat că situația financiară a instituției este precară și că în acest context este nevoit să adopte măsuri pentru redresare. Domnule primar, ținând cont de situația financiară precară a primăriei, există riscul să rămână sucevenii fără căldură sau există riscul să rămânem fără vreun serviciu important, cum ar fi asigurarea salubrității? Nu, acestea sunt niște domenii sau pe care noi le avem prioritar în față, să achităm și să le asigurăm disponibilitățile în care să poată asigura asemenea servicii. Nu va fi niciun fel de... Nu vor fi probleme cu căldura, cu salubritate sau... Totuși 67 servicii. De milioane de lei este o sumă foarte mare ca datorie. Cam în cât timp credeți că o acopere primăriei? Eu sper că asta, ca în trimestrul 1 al anului viitor, să ajungă la zi cu plățile. Alesul local a explicat că abonamentele pensionarilor sunt ultimele pe lista facilităților care ar putea fi tăiate pentru a face economii la buget. Primele pe listă sunt gratuitățile acordate proprietarilor de mașini electrice sau hibride. La ce vă gândiți concret? De exemplu, la abonamentele pensionarilor? Nu, de ce ne ducem pentru TPL? De ce ne ducem într-o zonă sensibilă? Nu știu, după ce facem analiză, să vedem cât costă până la urmă primăria suportând de asemenea gratuități, dar nu asta are prioritate, asta va fi ultima chestiune la care ne gândim. Dar, eu știu, haideți să vă dau un exemplu. Ne consultați, vedem asta, dacă mașinile electrice și celelalte hibrid trebuie să beneficieze în continuare de gratuitate la parcare. Pentru că situația financiară a primăriei nu este roz, primarul a decis să înceapă consultările cu partidele mai devreme decât și-a propus inițial, în vederea formării unei majorități în Consiliul Local și desemnării noilor viceprimari. Potrivit unor surse neoficiale, PSD ar urma să bată palma cu PNL. Numele vehiculate pentru ocuparea funcțiilor de viceprimar sunt Dan Ioan Cușnir din partea PSD și Daniel Ungurean din partea PNL. Vasile Râmbu nu a confirmat însă aceste informații.